Există un pasaj în Sfânta Scriptură care arată foarte bine felul în care unii oameni se întorc în ghilimele la Dumnezeu și doar au o întoarcere exterioară, o reformare exterioară a vieților, nu una interioară. Iată versetul despre care vorbesc. 2 Petru, capitolul 2, versetul 20. Într-adevăr, dacă după ce au scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele, starea lor de pe urmă să face mai rea decât cea din tâi. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii decât după ce au cunoscut-o să se întoarcă de la porunca cea sfântă ce le fusese dată. Despre ce vorbește Petru aici? Petru nu vorbește despre mântuirea acestor oameni. Petru vorbește despre faptul că atunci când vii în comunitatea creștină și auzi Evanghelia, Evanghelia care vorbește despre Domnul Iisus Hristos îți promite nu doar iertarea păcatelor, nu doar mântuirea, ci și te cheamă, da? De asta folosește expresia porunca care le-a fost dată, te cheamă la o viață de sfințire. Ce au făcut oamenii ăștia? Oamenii ăștia au venit probabil în comunitatea creștină și au înțeles că trebuie să renunțe la viciile pe care le-au avut când au fost ei în lume. Și au renunțat la viciile astea. Este o problemă aici pe care o observăm și astăzi, pretutindeni. Mulți oameni care se apropie de comunitatea creștină, care se lasă de anumite vicii, de tutun, de consum de alcool, de anumite prietenii rele, de consum de droguri și așa mai departe, dar nu fac lucrul acesta pentru că sunt născuți din nou. Poate vă mire lucrul ăsta. Sunt mulți oameni care nu sunt născuți din nou și nici măcar nu vin în biserică și care se lasă de anumite vicii datorită unor beneficii pe care le-au. Fie că este vorba de sănătate lor, fie că este vorba de cineva drag care îi convinge să renunțe la viciile alea și așa mai departe. Așadar, renunțarea la vicii nu este un semn sigur 100% al nașterii din nou. Despre asta vorbește Petru aici. Petru nu spune că au fost mântuiți, răscumpărați și așa mai departe, ci spune că prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, nu spune că e o cunoaștere mântuitoare, ci că l-au cunoscut și au cunoscut cerințele sale, ei au renunțat la viciile astea. Dar Petru nu detaliază mântuirea lor, nu detaliază regenerarea lor, răscumpărarea lor, înfierea lor, împăcarea lor cu Dumnezeu. De ce? Pentru că nici n-au avut loc lucrurile acestea. Și se încurcă, iarăși sunt biruiți de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi. De ce? Vă spun de ce. Un om care nu este născut din nou, care nu este regenerat, nu are secerată de la temelia ființei sale acea rădăcină putredă a păcatului. El nu are distrus acel izvor, acea fântână arteziană a păcatului. Și pentru că nu are distrus izvorul păcatului, după o perioadă de timp, acest izvor al păcatului va țâjni din nou cu impuritate, cu stricăciune, cu destrăbălare și cu păcat. Dacă astupi niște canale ale păcatului, niște vicii, omori niște vicii, poți să faci lucrul ăsta ca un om nenăscut din nou, dar doar pentru o perioadă de timp. După scurtă vreme, alte canale se vor deschide și va ieși păcatul prin ele. Versetul 21 spune că ar fi fost mai bine să nu fi cunoscut calea dreptății. Este același lucru pe care îl spune în versetul 15, după ce au părăsit calea dreaptă. A cunoaște calea dreptății nu este același lucru cu a fi născut din nou și cu a fi regenerat. Este o reformare exterioară după cerințele lui Dumnezeu, dar nu este o reformare lăuntrică a inimii, nu este o conformare lăuntrică a inimii. Și avertizarea foarte serioasă pentru noi asta este. Să ne asigurăm nu doar că am scăpat de vicii, ci că noi crește caracterul Domnului Iisus Hristos, că noi există roada Duhului Sfânt, că noi există virtuți care sunt produse de Duhul Sfânt și care sunt dovada sigură a lucrării sale în noi. Să nu ne mulțumim cu reformări comportamentale, cu transformări comportamentale. Asta încercăm să facem noi copiii noștri până sunt născuți din nou, de fapt. Și reușim până la un anumit punct. Dar nădejdea noastră este nu să fie născuți din nou. Oare să avem noi așteptări pentru copiii noștri și noi înșine să nu fie experimentat lucrul acesta? Cine așteptăm noi să se întâmple cu ei dacă noi înșine n-am cunoscut nașterea aceasta din nou?